și doresc ca Harul și Binecuvântarea Lui să ne însoțească în ziua de astăzi și de acum și întotdeauna. Este o onoare și o binecuvântare să pot sluji pe Dumnezeu, indiferent în ce poziție, și de foarte multe ori am estimat punctul ăsta de vedere și am spus că de când mă știu am slujit pe Domnul. Ba în misiune cu bunicii mei, cu taică meu, cu toți ceilalți care am reușit să merg în diverse locuri, apoi am lucrat cu tineretul, apoi am lucrat în mass media, apoi am slujit și biserica și o slujesc în continuare, apoi în învățământ, atât în cel liceal, ulterior în Institutul Teologic Baptist din București, și mulțumesc Domnului pentru școala aceasta și doresc că Dumnezeu să-i binecuvinteze, unde slujesc și în continuare. Și mulțumesc sfatului președinte pentru oportunitatea aceasta și susținerea pe care am primit-o din partea dânsului și din partea dumneavoastră. Și este o onoare și pentru mine să mă laud oriunde sunt în afara țării, că avem un viitor președinte a Federației Baptiste Europene, că este unul dintre oamenii extrem de bine pregătiți pe terenul teologic atunci când mă duc la Ministerul Educației. Și lucrul acesta este pentru noi, dacă vreți, o oportunitate de a arăta că și baptiștii au oameni care doresc binele cetății și urmăresc binele cetății. Este, de fapt, versetul din Ieremia, capitolul 29, versetul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu asta spune și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, să căutăm binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne dorim pacea, însă să ținem cont de faptul că aceasta se obține atunci când îl căutăm pe Domnul. Și Ieremia 29:7 spune: urmăriți binele cetății. În altă traducere este pacea cetății sau bunăstarea cetății. Urmăriți pacea, bunăstarea, binele. Probabil că într-un fel sau altul acestea sunt sinonime parțiale, așa? În care v-a dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Sunt onorat, așa cum spuneam, în momentele acestea, când vreo vreme, așa cum spune Scriptura, să slujesc în această capacitate și responsabilitate. Și m-am gândit, săptămâna trecută eram în Turcia, într-o delegație de monitorizare pentru Uniunea Europeană, a Turciei, care vrea să vină în Europeană, și am avut întâlniri la cel mai înalt nivel, cu șeful Parlamentului, cu șeful partidelor de acolo, cu ministrul de externe, cu ministrul Integrării Europene, cu președinții comisiilor. Și în fiecare subiect pe care l-am abordat și în fiecare dezbatere care am avut acolo, am ținut cont să precizez că și libertatea religioasă este extrem de importantă. Și vreau să amintesc cum alții, pe vremuri, veneau la noi și întrebau cum stați cu libertatea religioasă? Și primeau răspunsurile acelea stereotip. Și așa deprimeam și eu acum de foarte multe ori și le-am spus, nu, eu știu ce spuneți. Însă știți că aveți cazul acesta, 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 acesta. Și vreau să țineți cont că libertatea religioasă este piatra de căpătâie a libertăților. Și de aici începe democrația și de aici începe să aveți libertate din toate punctele de vedere. Așa cum mă știți și am slujit și slujesc în continuare, în țara cu și în străinătate, mulțumesc Domnului și Bisericii din Caraseb, despre ne-am slujit o perioadă bună aici. Sunt întotdeauna deschis, abordabil, numele meu de telefon, numărul meu de telefon, de fapt mai am încă unul, dar cel principal îl cunoașteți, dacă nu-l cunoașteți, îl pot da oricând. Este pe site-ul meu oficial și pe toate celelalte pagini pe care le am pe internet. Puteți să-l găsiți, puteți să mă sunați, e-mailul meu de asemenea. Și slujesc cu drag și răspund cu drag la orice fel de solicitare. Însă aș vrea să vă rugați pentru cei care sunt puși în astfel de poziții care nu sunt ușoare. Multe dintre lucrurile putem transmite societății, multe dintre ele nu le putem transmite, fiindcă ne-am creat prea care sunt picioare. Sunt lucruri care le ducem cu greu, sunt zbateri politice, sunt tot felul de frământări, sunt tot felul de discuții și multe dintre ele sunt foarte complicate. Discutăm de acreditări, discutăm de autorizări, discutăm de cimitire, discutăm de profesori care sunt persecutați mascat, discutăm despre lucruri care duc la, uneori la îndepărtarea unor facilități pe care le-am avut sau eliminarea acestora. Și bineînțeles, cele care sunt oarecum în agenda publică destul de dezbătute, și anume homosexualitatea, căsătoria și toate celelalte lucruri. Va începe o dezbatere amplă pe Constituție. Rugați-vă Domnului ca Dumnezeu să dea izbândă. Sunt puțin